Sute de credincioși din Sibiu au participat în prima zi a noului an la Sfânta Liturghie din Catedrala Mitropolitană. Slujba a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Este un prilej de mare bucurie pentru toți fiii bisericii noastre. De aceea, la Sfânta Liturghie, în Catedrală, au fost prezenți cu toții, mulțumind lui Dumnezeu pentru anul care a trecut și cerând prin mijlocirea lui Dumnezeu darurile bogate care să se reverse și în anul care urmează, să întărească neputințele noastre, să ne ajute ca să ne câștigăm în primul rând mântuirea, dar în același timp și să sporim în fapte bune ca să împlinim cea de-a doua lucrare a bisericii, liturghia aproapelui, slujirea celor din nevoi. Credincioșii s-au rugat pentru a primi și în 2016 o crotire cerească. Anul nou am dorit să ne aducă mai multă speranță, mai bine, sănătate, pentru că suntem la o vârstă la care avem nevoie de așa ceva. Și eu știu dacă se poate prosperitate pentru noi, pentru apropiații noștri și pentru toată lumea. Pentru sănătatea familiei, la nepoți, la copii, la toată lumea. Și să fim mai buni. Ce vă doriți de la 9 ani? Ce-și dorește tot omul? Pentru familie, pentru copilașul care este în clasa 8-a, pentru noi toți. Și anul nou ce să ne aducă? Tot sănătate și mai multă bunătate. După Sfânta Liturghie s-au citit rugăciuni de mulțumire pentru toate roadele anului încheiat.